de toate tipurile. Birouri, magazine, instituții și alte imobile comerciale și profesionale, precum și clădiri rezidențiale. SecSpot Clean Menaj SRL garantează calitatea serviciilor oferite prin dotarea cu utilaje moderne de curățenie care reduc costurile și timpul de acțiune. SecSpot Clean Menaj SRL își desfășoară activitatea în baza proiectului european Economia Socială, Oportunitate și Sprijin pentru Persoanele Defavorizate, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Începe o nouă ediție a emisiunii Discuții despre. Emisiunea spectacol, emisiunea pamflet, emisiunea care va duce și discută în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20 aici pe TV Oltenia cele mai fierbinți și mai proaspete subiecte. Discutăm despre cele mai proaspete subiecte împreună cu voi cei de acasă care îmi transmiteți toate mesajele voastre și vă mulțumesc pentru asta. Acum ne puteți urmări și online pe www.tvoltenia.net. Intrați pe www.tvoltenia.net și puteți să vedeți atât emisiunea Discuții despre, cât și toate programele TV Oltenia, unde suntem aici mereu obiectivi. Începem prin a ura fostului și actualului primar al municipiului Craiova, respectiv Antonie Solomon, cât și al doamnei primar Lia Orguța Vazescu, la mulți ani, sunt născuți în aceea zi, am văzut și eu pe Facebook la mine, pentru că sunt prieten cu ei, la mulți ani cu sănătate, fericire și tot ce vă doriți, atât lui Antonie Solomon, cât și doamnei primar Lia Orguța Vasilescu, la mulți ani și succes cu programul Craiova Capitala Culturii în 2021, pentru că orice craiovean încoată spun, cred că trebuie să susțină acest proiect, dincolo de orice, eu știu, de viziuni și păreri diferite sau politice fiecare, cred că asta e datoria a noastră, a fiecărui craiovean și a fiecărui oltean să susținem. Încă o dată la mulți ani și toate cele bune! Totodată să nu uităm că vineri, adică nu mâine, poimine, urmează Black Friday, așa că aveți grijă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la tigăi. Pentru că ați văzut că tot timpul de Black Friday, când totul e, mă rog, redus, e nebunia asta care a venit de acolo, din Occident, a venit din America, din Europa, de unde a venit, a venit și la noi, Vinerea Neagră, Black Friday. Dar n-are o conotație negativă, această sărbătoare, ca să zic așa, o sărbătoare laică, are, ca de fiecare dată, o conotație pozitivă, pentru că nu e așa, noi ne bucurăm atunci când putem să luăm tigăi la preț de una. Când putem să luăm 5 tigăi la preț de una. Și de asta ați văzut că de fiecare dată există îmbulzeală. Mai ceva ca în campania electorală unde se dau grețe. Apropo de legea electorală, am înțeles că nu se mai pot da pixuri, găleți și altele. Da, dar nu-i nimic, bine că avem Black Friday, adică tot o să luăm ceva, așa că vinerea asta aveți grijă la tigăi. Câte luați, dar nu în cap. Câte, mă rog, câte puteți cuprinde. Totodată astăzi, a fost instalat la ministerul, că așa am înțeles că se zice, acum fiecare zi, fiecare ministru se duce, Iohannis l-a instalat pe Cioloș, la Palatul Victoria și acum fiecare ministru, mă rog, în parte, se duce la celălalt ministru, a zis că așa e procedura, da? Și ăla, ministrul celălalt zice de ăla, bine ai venit, nu știu ce, distinși și domni, nu ăla, că distinși și domni sunt, așa? Bun, cam asta se întâmplă, am văzut că astăzi a vorbit și domnul Adrian Curaj, ministrul educației. Adevărul că e, la educație e nevoie de mult curaj și eu am spus că în general și în școală să știți că avem nevoie de curaj. Vă aduceți aminte de fiecare dată când eram în școală și nu știu cum, nu știu voi cum sunteți, dar eu când mă gândesc, ca să zic așa, de amintiri din copilărie și de Nică, de Ion Creangă, tot timpul cred, vă dați seama, știi, când ziceau, la tablă, trebuia să avem curaj, mai ales la materii de astea, cum e matematică, aoleu, mă rog, sau, în fine, da. Și cred că acest om, Adrian Curaj, vă dați seama cum ziceau profesorii lui? Curaj, Adrian, curaj, treci la tablă. Și el era foarte curajos, se pare. Să vedem ce face la ministerul la Ministerul Educației. Până una alta, vedem că judecătorii reclamă inspecția judiciară la CSM.
mă rog, și în justiție. Bine că avem, o avem pe doamna Prună în, în justiție. Știți că eu am făcut ieri un fel de, cum se numește poezia aia de face și Chintus, că-mi scap acum. E o, un gen de poezie așa scurtă, epigramă, că mi-a venit așa și alți epigramiști, în care spuneam de doamna Prună, mă rog, niște lucruri acolo. O să vă și citesc pentru că mi-a plăcut foarte mult, vă dați seama, citesc din mine, adică deja am ajuns la un nivel foarte evoluat după cum, după cum se vede. La justiție nu-i de glumă, Cioloș a numit o prună. Vă rog, nu vă supărați, poporul vrea tehnocrați. Sunt mândru să semnez această epigramă umilă, dar înainte de a spune lucrul ăsta, am înțeles despre doamna Prună, am auzit despre doamna Prună numai lucruri bune și urăm succes, pentru că justiția, cum vă spuneam, nu e, chiar nu-i de glumă cu justiția și nici cu educația și nici cu sănătatea. Atenție! Am dat faza maca-maca, da, ministrului în, în chiloți, da? Bun. Deci, Rățușca Gina, urmează și faza maca-maca și în ediția de azi veți vedea cui vom da faza maca-maca. V-am tot promis că o să vă spun și povestea Rățuștei și o să vă spun povestea Rățuștei Gina. Dar astăzi vreau să spun, apropo de ce s-a întâmplat, să vă spun o poveste tot de când eram eu mic. Și e legat puțin de o doamnă pe care o cheamă Prună. În, e o asemănare de nume cu doamna ministru a justiției de azi, care am înțeles că este un om bine pregătit, un alt om bine pregătit pe care și competent și un om de suflet, pe care eu vreau să vă spun în povestiunea asta mică, este o doamnă Prună, pe care eu o cunosc din Drobeta Turnul Severin, când eu eram mic și eram la grădiniță. Am fost mutat la un moment dat. Așa se organizase, nu noastră pe două, nu știu, 10 sau 12, am fost mutați din sală. Eu la mintea mea atunci, mă rog, când eram foarte mic, nu percepeam că am fost mutat din o clasă în alta, mă rog, n-am înțeles exact care-i treaba, ne-au și plimbat, țin minte, pe coridor, pe acolo, nu știam eu cum e treaba cu asta, eram foarte micuț, 4-5 ani, nu știu exact cât aveam, cam așa, pe acolo. Bun. Și, mă rog, această doamnă educatoare, că am intrat la ea, la grupa ei, cum ar veni, așa s-au împărțit acolo, 10, nu mai știu exact, 10-12 dintre noi sau ceva de genul, pe care și eu. Problema mea, la momentul respectiv, era că, pe mine trebuia să vină să mă ia mamaie, da? De la Severin. Bun. Și când s-a terminat programul, care era și un pic mai scurt, nu cu mult, dar pentru mine, vă dați seama, era ceva, mă rog, colosal. N-am înțeles care e treaba, pentru că nu toți părinții, bunicii au fost anunțați și în mintea mea se creează atunci o chestie că bunica mea nu mai știe de unde să mă ia, nu mai știe unde să vină să mă ia. Zis și făcut. Părinții veneau, bunicii veneau, ceilalți plecau. Doamna Prună de la Severin, educatoare, nu mai țin minte care era celălalt nume, dar oricum, încă o dată, tot respectul pentru această femeie pe care n-am uitat-o și cred că nu o să uit toată viața mea, pentru că sunt momente, așa cum nu o să uit pe mulți oameni din viața mea, care la un moment dat au fost alături de mine și cred că sunt oameni cu adevărat cu un suflet foarte mare. Și apropo de tehnocrați și de profesioniști, o să vă spun de ce consider că doamna Prună, pe care o cunosc eu, este un profesionist. Terminase programul, iar eu eram acolo, începusem să plâng, credeam că nu mai vine mamaie după mine. Deci vă dați seama, la mintea mea de, mă rog, de atunci, nu știu dacă a evoluat mai mult mintea de atunci până acum, dar în fine, asta e o chestie subiectivă. Unii pot zice că nu, alții că da. Bun. Plângeam pentru că în momentul respectiv credeam că sunt singur, știți, acest sentiment de singurătate cred că este un sentiment foarte dur, pe care dacă unii l-au experimentat în viață și, mă rog, l-au trăit cel puțin o dată în viață, știu despre ce e vorba și, mă rog, momentul când ești așa singur, cum să spunem, împotriva destinului sau împotriva tuturor, e foarte, mă rog, greu.
începusem să plâng și la gardă acolo tot așteptam să vină mama ei să mă ia, să, mă rog, să mă duc acasă. Bun, această educatoare, doamna Prună, din Drobeta Tunseveni, de la grădiniță de acolo, a stat cu mine, deși terminase, nu, deci această persoană, am ținut minte pentru că ea putea să plece. Probabil că femeia asta, nu mai țin minte exact, nu știu de cât numele ăsta mi-a rămas în minte și încă o dată, cred că nu o să-l uit niciodată, putea să plece, probabil avea și femeia treaba ei, avea familia ei, avea copiii, avea, nu știu, soț sau, mă rog, fiecare, că terminăm serviciul, ne ducem acasă, că avem treburile noastre. A rămas cu mine și în timp ce eu plângeam, încerca să mă liniștească. Mi-aduc aminte și spunea că sigur că mama e vine, că eu o țineam pe a mea, nu înțelegeam care e și plângeam în hohote pentru că nu știam dacă mama e o să vină să mă ia. Aveam impresia că mama e nu mai mă poate găsi. Așa era încă o dată, mintea mea de atunci. Așa gândeam eu. Într-un final, mama a venit, m-am dus acasă, mă rog, i-am mulțumit doamnei că a stat cu mine și eu de asemenea și nu știu dacă vreodată, mă rog, dacă se uită doamna Prună la emisiunea asta, dacă eu am și scris la un moment dat, doamna Prună, nu ministrul justiției, pe doamna Prună, ministrul justiției, nu o cunosc personal, despre tehnocrați și despre profesioniști. Despre asta vreau să vorbesc și sunt un pic emoționat pentru că eu atunci am făcut diferența între un angajat, între un funcționar public și un om cu suflet. Este o mare diferență între un tehnocrat și un profesionist față de un funcționar public sau unul care, hai bă, mi-au banii, semnez, am semnat, plec acasă. Și oamenii cu suflet, oamenii care au har pentru o meserie, în orice domeniu, pun mai mult decât formalitatea respectivă, mecanism, mă rog, cum funcționăm fiecare, mergem, îți faci treaba de aici până aici, te duci acasă, faci nu știu ce. M-a impresionat pentru că doamna educatoare Prună a stat cu mine, deși n-avea nicio obligație, programul ei se terminase, eram într-o instituție, mă rog, păzit, adică nu eram undeva unde, mă rog, nu puteam fi, eu știu, un pericol. În schimb, ea a mers dincolo de lucrul ăsta și asta m-a impresionat analizând acum la psihologie, la modul de a vedea un copil disperat. Chiar dacă foarte mulți oameni știți că e greu, mai ales unic, poate aveți copii sau nu aveți, sau aveți impresia uneori că ce-i mai trebuie, ce are ăsta, e, aiurea, nu are nimic, e ok. Este foarte important și numai niște oameni care au suflet și au o pregătire psihologică în domeniul ăsta. Și apropo de educație, că vorbeam mai devreme și de curaj, de domnul Adrian Curaj, da? În educație îți trebuie și curaj și cred că oriunde îți trebuie să ai un simț. Întotdeauna trebuie să simți pe cel de lângă tine. În momentul când îți desfășori o astfel de profesie în care lucrezi cu oamenii până la urmă și mai ales cu copiii. Eu atunci am simțit că această femeie, această doamnă educatoare, doamna Prună, m-a înțeles. A fost acolo, lângă mine. Vedeți, lucrurile astea nu se uită niciodată. Lucrurile astea rămân în sufletul omului toată viața. Cum rămân și alte lucruri, poate mai puțin plăcute, dar trebuie să le dăm uitării pe alea. În schimb, încă o dată, oamenii de har și oamenii cu adevărat profesioniști într-un domeniu nu au program. Nu lucrează după un desfășurător. Ei lucrează după suflet. Ei simt. Au o capacitate de a înțelege, o capacitate de introspecție și asupra lor, da? Dar și de psihanaliză. Mă rog, cel puțin asta am înțeles eu făcând o paralelă cu ce se întâmplă în ziua de azi și apropo de numele ăsta, am făcut această epigramă, dar nu, indiferent că există o
un nume, mă rog, e un nume prună, poate cum și la Curaj, nu, sau la Cioloș, poate ne stârnesc râsul anumite nume, da? Dar pentru mine, înainte de prună, ministrul justiției, și poate chiar înainte de fructul prună, în momentul când se pronunță prună, eu mă gândesc la doamna educatoare prună, care într-un moment în care eu mă simțeam foarte rău și foarte singur, a fost lângă mine. Despre asta este vorba. Și până la urmă, viața, cam aici, zic eu că se rezumă, păstrând la o proporție de a zice, cum zic unii, o dăm în filozofie sau nu o dăm. Asta este viață. Filozofia nu este filozofie, este psihologie, este nu știu ce. Asta este viață. În momentul când bani, nu mai ai bani, nu mai ai averi, nu mai ai nimic, sau nu te gândești la asta, în momentul ăla îți dorești doar ca cineva să fie lângă tine. Este singura ta dorință. Și dacă cineva este lângă tine, atunci nu uiți. Nu uiți. Sunt lucruri care, pentru că acel cineva sau acei oameni care te ajută, îți ating sufletul. Și în momentul când ai atins sufletul unui om, o coardă sensibilă, îi rămâi întotdeauna în inimă, în suflet și în minte. Sunt multe astfel de povești. Eu sunt un norocos pentru că am întâlnit foarte mulți oameni minunați, pe lângă, mă rog, unii pe care nu vreau să-i amintesc, care n-au fost prea minunați sau, mă rog, prea minunate, dar sunt oameni și din punctul ăsta de vedere mă simt un om norocos. Bun, să trecem la subiectele mai așa de guvern. Guvernul Cioloș a fost instalat. Iohannis a spus așa, mă rog, mai pe scurt, nu vă voi spune ce să faceți, aveți responsabilitate deplină, dar voi fi un sprijin în cazul în care înveți cere ajutorul. Deci cam Iohannis i-a instalat. Mie cuvântul ăsta cu instalat mi se pare cam așa, parcă ce e brad, adică eu înțeleg Santa Claus, dar adică instalat. Eu la asta mă duc cu gândul, instalat, adică instalăm un, eu știu, aici o mufă ca să dăm drumul la emisiune. Bun, deci i-a instalat, le-a urat succes. Și, practic, fraților, la treabă, cum s-ar zice. O altă declarație care mi-a plăcut vine din partea unui actor foarte talentat și un om, iarăși, de suflet și de har, pe care îl apreciez foarte mult și o spun public. Am mai spus-o în cadrul emisiunilor. Dan Puric le-a spus tinerilor, apucați-vă și citiți, învățați să fiți români. Întru totul de acord. Este foarte important să citiți, este foarte important să învățați să înțelegeți informația sau informație, nu e anul ăsta de informații care vin, pentru că trăim într-un secol al vitezei, pentru că se întâmplă tot felul de lucruri, evenimente, de știri pe Facebook, pe TV, pe toate astea și de multe ori poate nu știm să înțelegem mesajul nealterat. Deci asta e, citiți, învățați să fiți români, să simțiți și să, mă rog, suflet românesc, e una din cărțile lui Dan Puric. Deci în alt actor din America de această dată, actorul Charlie Sheen, celebrul actor Charlie Sheen, care a declarat că este seropozitiv. Să-i dea Dumnezeu sănătate, ce putem să-i urăm, mă rog, omul a avut o viață sau are o viață tumultoasă, cu tot felul de aventuri, tot felul de, mă rog, starlete porno, de prostituate, de dame, de, mă rog, de droguri, de băutură, de băutură și femei, cum s-ar zice. Bun, din doi bărbați și jumătate, sau cum era serialul ăla, un actor foarte, foarte bun, de iată că el se confruntă cu o problemă de sănătate. Acum, o boală de genul ăsta și orice, apropo de boli, orice se întâmplă în viață, trebuie întotdeauna ca oamenii să fie pozitivi și să încerce să se gândească că trebuie să mereu să aibă tăria de a găsi lucrurile bune în viață, de a se axa mai mult pe lucruri pozitive, de a înțelege viața cu adevărat. Și poate că unii care trec prin astfel de situații, astfel de lucruri, înțeleg că viața nu înseamnă neapărat, eu știu, lucrurile astea cotidiene și revolta asta și toate lucrurile astea pe care noi ne confruntăm poate zilnic cu ele și poate ne supărăm din nimicuri, cum să zice.
Eu vreau sănătate Lucian Lișin, un actor talentat, un om, zic eu, care merită să mai ne încânte și să ne mai facă să râdem și să sperăm că nu ne va face prea curând să plângem. Oricum, tratamentele sunt evoluate. Depinde foarte mult și suportul psihologic și sufletesc pe care cred că Charlie Sheen și orice om care suferă de acest flagel al secolului modern, mă rog, bol cu transmitere sexuală, cancere, mă rog, tot felul de lucruri, să nu-și piardă speranța. Totul e din creier și din puterea vine dinăuntrul fiecăruia. Și cred că numai Dumnezeu știe. Și asta le doresc, Doamne ajută să fim sănătoși și cei care se confruntă cu astfel de probleme, multă, multă sănătate. Bun. România-Italia 2-2 la meciul amical de ieri. Meci amical s-a terminat cu 2-2. Ce să zicem? Felicitări românilor. Acum să vă citesc ceva mai puțin tristă, așa, mai amuzant, o știre pozitivă. Știți că propuseze ceva normal să fie o proporție între știri pozitive și negative. 7 lucruri pe care face un bărbat când este nebun după o femeie. Aici scrie, bun, ia să vedem, ce fac bărbații atunci când sunt nebuni după tine, dragă domnișoară, doamnă. Îți ține geanta. Să fim serioși, să țină geantă în mână nu este pe lista de activități preferate de bărbați, dar vor face asta fără ezitare pentru o femeie pe care o iubesc la nebunie. Fie că probezi niște haine sau trebuie neapărat să cauți ceva în telefon. Dacă partenerul tău face asta pentru tine, atunci înseamnă că tu reprezinți enorm pentru el. Ai găsit pe cineva care te consideră femeia visurilor. Ok, bun. Asta cu ținutul genții, vă spun că într-adevăr este ceva care... În momentul când trebuie să ții o geantă, ești pus în situația asta, mi s-a întâmplat și mie, adică te uiți, Dumnezeule, să ții geanta, adică... Tu poți să ții o geantă pentru că zici, adică să trece un prieten sau ce faci, dragă, ți-ai luat geantă. Te poți întâlni cu astfel de situații. Bun. Deci asta e primul lucru, sunt 7, da? Te apără. 2. Deci bărbații nu s-ar apăra unei femei pe care nu o iubesc la nebunie. Deci dacă o iubesc așa și așa, nu zic nimic, dar dacă o iubesc la nebunie, sar. Lor nu le plac astfel de confruntări și simt că o mulțime de lucruri nu merită prea multă bătaie de cap. Dar atunci când însemn ceva cu adevărat pentru un bărbat, nu, așa te va apăra până în pânzele albe. Ești specială pentru el și nu suportă gândul că nu ești apreciată de toată lumea. Ba chiar ești criticată. Dacă un bărbat e acolo pentru tine, atunci ai dat peste o comoară. Bun. Te vizitează la serviciu sau la servicii. Adică pentru pur le cunoscător, ca să zic, pentru cunoscător, da. Mulți bărbați preferă să se țină departe de locul unde lucrează prietenele lor. Mai degrabă se întâlnesc cu ele după serviciu decât să fie analizați din cap până în picioare de colegele curioase ale iubitei. Mă rog, poate unii nu, poate unora le place să fie analizați mai în detaliu de colegele iubitei, nu? Știu că probabil vor strâni un val de curiozitate pe care nu se simt pregătit să-l înfrunte, dar dacă partenerul tău te iubește la nebunie, nu-l va deranja. Iar dacă lucrezi într-un mediu preponderent feminin, cum ar fi un salon de frumusețare sau un departament de contabilitate, iubitul tău adună punctaj dublu pentru curaj. Asta e Adrian Curaj, ce v-am spus eu mai devreme. Bun, ce v-am spus eu mai devreme? Îți trebuie curaj aici. Renunță la un meci de fotbal pentru a urmări emisiunea ta preferată. Controlul telecomenzii este o treabă serioasă pentru un bărbat. Cei mai mulți bărbați au emisiuni favorite, meciuri cruciale și seriale fără de care nu pot trăi. Deci, dacă renunță la ele pentru ca tu să poți urmări o emisiune de modă sau un episod din Girls, asta e serial, da, atunci, cred că există și serialul Boys, nu ca să fie la concurență. Atunci, cu siguranță, e o treabă serioasă. Deci, dacă face lucrul ăsta, clar. Cu alte cuvinte, își dorește o relație pe termen lung. Păi, apropo de asta, acum înțeleg că stau în casă împreună. Păi, dacă stau în casă împreună, normal că bănuiesc că își doresc o relație pe termen lung, nu? Bun, așa. Are grijă de tine atunci când ești bolnav. Dacă iubitul tău ți-aduce suc de portocale, supă și analgezice atunci când ești bolnavă, asta înseamnă că ești o fată norocoasă. E un semn că ține la tine cu adevărat. Cineva care nu e foarte interesat o să-ți spune, era să citesc, mă scuzați, să-ți opună. Dar, da, o să-ți
pună, probabil că îi pare foarte rău că ești bolnavă și să-ți ureze sătoșire grabnică. Dar asta e tot ce va face pentru tine. Sunt acele mici gesturi care vorbesc mult despre sentimentele lui, fără ca el să le verbalizeze neapărat. Deci, practic, cu un masaj, cu o frecție de spirit, rezolvați totul, dragi mei, pentru iubitele neveste și partenerele voastre. Te susține în momentele dificile. Cu toții trecem prin momente dificile în viață, fie că e vorba de îmbolnăvirea unor apropiați, de o relație tensionată la serviciu sau de situații delicate în carieră. Dar felul în care iubitul alege să te susțină și să te încurajeze spune multe lucruri despre el și despre sentimentele lui pentru tine. Deci un bărbat care este lângă tine și la bine și la greu, dar mai ales la greu, este un tip pe care te poți baza. Dar dacă nu este cu adevărat implicat în relație, va folosi această conjunctură ca pretext pentru încheierea relației. Bun. Și ultima, care mi s-a părut de-a dreptul senzațional, am zis să vorbim și de bărbați, pentru că în general la emisiunea asta discuții despre, am discutat prea mult despre femei și despre rățuște și asistente, urmează și faza maca-maca după publicitate pe care o am imediat, dar vă spun ultimul lucru, al șaptelea, pe care eu cred că nu, foarte puțin bărbați nu l-ar face. Îți cumpără tampoane. Îți cumpără tampoane? Adică niciun bărbat nu-i place să facă asta. Serios? Serios? Cum să faci așa ceva? Mai degrabă s-ar duce la război. Da, ce spuneam și eu. Decât să intre într-o farmacie cu asemenea scop, dacă se întâlnește cu un prieten. Ce o să se creadă în grupul de amici? Dacă reușește totuși să treacă peste aceste prejudecăți infantile, atunci înseamnă că te iubește cu adevărat și este suficient de să înfrunte orice privire aruncată în coșul de cumpărături. Asta e, deci asta e cea mai importantă. Deci dacă, uitați de toate fetelor, deci dacă vă cumpără tampoane, înseamnă că este bărbatul ideal. Trebuie să luăm publicitate, că deja dar trebuie să vă citesc lucrul ăsta. Rămâneți pe TV Oltenia, revenim în câteva clipe. Haideți că am mușcat din publicitate. Revenim imediat cu faza maca-maca. Rămâneți cu noi. Mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, proptim casa. Ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Nea Gogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Nea Gogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. SC Piețe și Târguri Craiova SRL dispune de 11 piețe, totalizând 42.000 de metri pătrați, în care peste 1.000 de producători agricoli și comercianți oferă zilnic craiovenilor o gamă foarte variată de produse, de la flori, fructe și legume proaspete sau ouă, lactate și brânzeturi, la electronice și electrocasnice. Alți circa 1.000 de comercianți își desfășoară activitatea în noul târg municipal, care pe 32.000 de metri pătrați cuprinde sectoare de haine și încălțăminte second-hand, legume și fructe angro, păsări și animale mici, produse alimentare și nealimentare. SC Piețe și Târguri Craiova SRL, la noi găsiți de toate! SC ISA Cleaning Service SRL vine în sprijinul comunității din Ișalnița, dar și din localitățile județului Dolj. Compania noastră colectează, sortează, balotează și valorifică următoarele tipuri de deșeuri nepericuloase: peturi, cartoane, folii din plastic, doze de aluminiu. SC ISA Cleaning Service SRL deține o presă pentru balotarea deșeurilor reciclabile și mașini pentru transport și poate colecta deșeurile nepericuloase direct de la sediul dumneavoastră. Nu se percep taxe pentru colectarea deșeurilor menționate. SC ISA Cleaning Service SRL își desfășoară activitatea în baza proiectului european Economia Socială, Oportunitate și Sprijin pentru Persoanele Defavorizate, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni. Ai probleme de sănătate? Ai nevoie de tratament balnear și de recuperare fizică? Soluția este chiar în județul tău. TopMed Buna Vestire Spital, bază de tratament și recuperare medico-balneară, oferă servicii de cea mai înaltă calitate în regim ambulatoriu sau ospitalizare prin Casa de Asigurări de Sănătate Dolj pentru tratarea diverselor afecțiuni. Personalul calificat, dar și utilizarea nomolului de techirghiol și amara, a sării de bazna, a mofetelor cu dioxid de carbon, a băilor cu sul și plante, a parafinei, curenților, laserului, salinei, aerosolilor, a masajului terapeutic și a kinetoterapiei asigură eficiența procedurilor medicale
medico-balneare și de recuperare fizică. Serviciile oferite sunt gratuite în limita plafonului aprobat de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj. Se taxează diferența de confort, masă și cazare cu 37,5 lei pe zi. Top Med, Buna Vestire, mereu aproape de tine. Vă așteptăm zilnic în cele două locații din orașul Craiova, pe strada Morii numărul 33, lângă stadionul Ion Oblemenco, dar și în orașul Calafat, pe strada 22 decembrie, numărul 1, la Hotel Panoramic. Programări și informații la telefoanele 0251 463311 sau 0769 05 0736. Lingerii de pat, pilote, fețe de masă, toate sub noua marcă Secemir Croiserele. Atelierul de confecții Secemir Croiserele pune la dispoziția clienților interesați o gamă cât mai largă de produse din confecții realizate cu utilaje performante și materie primă de cea mai bună calitate. Secemir Croiserele beneficiază de personal calificat și utilaje moderne prin intermediul proiectului european Economia Socială, un pas spre viitor. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Cu experiență de peste 6 ani, Prima Medical are ca domeniu de activitate oferirea de servicii de radiologie și magistică medicală. Personalul specializat, dotarea de ultimă generație și nu în ultimul rând calitatea serviciilor oferite fac din Prima Medical o clinică de excepție. Serviciile oferite sunt imagistică prin rezonanță magnetică, o metodă de investigare, imagistică modernă care nu utilizează razele X, făcând posibil diagnosticul a numeroase afecțiuni, computer tomograf, investigații radiologice, ecografie generală, ecografie de sacină și ecografie Doppler, elastografie, aplicație de ultimă oră ce permite diferențierea nodulilor mamari benign sau malign cu o precizie de 90%, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari cu ajutorul undelor electromagnetice fără a interveni chirurgical și laborator de analize medicale. Prima Medical, întotdeauna primii! Secemir SRL este specializată în fabricarea la cele mai înalte standarde de produse din beton pentru construcții. Aici găsiți o gamă variată de produse, pavele, borduri și garduri de beton, toate realizate cu mașini și utilaje de ultimă generație. Înființată prin intermediul proiectului european Economia Socială, Oportunitate și Sprijin pentru Persoanele Defavorizate, Secemir SRL din localitatea Mârșani beneficiază de un personal calificat la standarde europene. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Firma Jeep produce tâmplărie din PVC, aluminiu, pereți cortină, placări cu alucobond, rulouri exterioare, geam termopan, toate la prețuri excepționale. Ca noutate vă oferim închiderile cu panouri pliabile din geam pentru balcoane și terase comerciale, expuse acum și în showroom-ul Jeep din Craiova, strada Calea București, numărul 134, Plaiul Vulcănești. Profitați de reducerile acordate de Jeep în această perioadă. Informații la telefon 0351 426 426 sau pe www.jeep.ro. De curând s-a deschis Centrul Social Sfântul Andrei pentru găzduirea și îngrijirea persoanelor vârstnice. Centrul are o capacitate de peste 130 de locuri. Aici găsiți personal calificat, condiții optime de cazare, sală de mese, club de relaxare și petrecerea timpului liber, precum și asistență socială și medicală non-stop. Fiecare angajat este conștient de problemele care însoțesc senectutea. Astfel, lipsa activității persoanelor vârstnice conduce la sentimentul de inutilitate, problemele de memorie și afecțiunile cronice care le limitează mobilitatea conduc la anxietate și la senzația că bătrânul nu își mai poate controla propria viață. Eu sunt mulțumit și respect oamenii și văd că personalul de aici este corespunzător din punct de vedere al comportării, din punct de vedere al pregătirii și încolo totul se desfășoară normal ca la un sanatoriu pus la punct. Toți cei care doresc să se informeze în ceea ce privește condițiile de cazare, precum și cei care doresc să obțină relații privind documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de internare, se pot adresa direct mergând la Centrul Sfântul Andrei din Comuna Malu Mare, dar pot obține informații și sunând la telefonul 0784-55033. În Centrul Social Sfântul Andrei, nimeni nu este singur.
În Craiova a apărut o nouă firmă care pune la dispoziție a clienților interesați activități specializate de curățenie. SC Spot Clean Menaj SRL creează astfel mai multe locuri de muncă pentru un personal calificat în curățenie exterioară și interioară a clădirilor de toate tipurile. Birouri, magazine, instituții și alte imobile comerciale și profesionale, precum și clădiri rezidențiale. SC Spot Clean Menaj SRL garantează calitatea serviciilor oferite prin dotarea cu utilaje moderne de curățenie care reduc costurile și timpul de acțiune. SC Spot Clean Menaj SRL își desfășoară activitatea în baza proiectului european Economia Socială, Oportunitate și Sprijin pentru Persoanele Defavorizate, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Casa Bravo lansează cea mai mare expunere de soluții pentru amenajarea curților și grădinilor. Pavele, dale, piatră naturală, travertin, marmură, granit, ardezie, andezit, bardolină, calcare decorative, glafuri, trepte, capace de gard, decking compozit pentru terase flotante, soluții pentru piscine, dar și o mare varietate de corpuri de iluminat exterior, stâlpi, proiectoare, aplice. Casa Bravo. Șoseaua de centură, giratoriu Tancodrom. Pentru bătrâni și pensionari, pentru care fiecare bănuț contează, avem la cele mai mici prețuri toate leacurile care le pot alina durerile și suferința. Pentru copii și tineri avem toate produsele de care au nevoie pentru a crește sănătoși și fericiți. Pentru femeile care știu că frumusețea contează, avem minune aducătoare de prospețime, bucurie și tinerețe. Pentru studenți și cadre medicale avem echipamente, aparate, instrumente, produse tehnico-medicale. Pentru persoane cu dizabilități avem mijloace și dispozitive de mers. Pentru toți avem laborator propriu, în care preparăm cea mai variată gamă de rețete magistrale. Alege cardul de fidelitate și garantat vei economisi bani beneficiind de reduceri substanțiale și de promoțiile periodice. Cinara chiar este farmacia familiei tale. Peste 50.000 de metri pătrați de spații comerciale, 1.300 de standuri de care și vânzare. Pe scurt, centrul comercial Oftenia Supi. Aici găsiți toată gama de produse, îmbrăcăminte, învățăminte, cosmetice, obiecte sanitare, casnice și electrocasnice, electrice, electronice și materiale de construcții. Centrul comercial este dotat cu parcări exterioare ce se întind pe o suprafață de peste 70.000 de metri pătrați, având pază proprie și sisteme de siguranță. Dacă vrei să spui pe picioare și propria afacere, în centrul comercial Oltenia Supi găsești spații comerciale de închiriat. Prețuri fără concurență, experiență în domeniu. Centrul comercial Oltenia Supi. SC Structură Beton SRL, cu sediul în localitatea Amărăștii de Jos, produce și comercializează structuri din beton pentru construcții. Aici puteți beneficia la prețuri fără concurență de produse din beton realizate la standarde europene. SC Structură Beton SRL pune la dispoziția clienților bolțari, pavele, borduri și plăci de gard, toate realizate de un personal super calificat. SC Structură Beton SRL a fost înființată prin intermediul proiectului european Economia Socială, un pas spre viitor, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Continuând tradiția și cu o experiență de peste 40 de ani, Sucpi S.A. produce conform standardelor europene toate mărcile de betoane și mortare, confecții metalice și tâmplărie PVC. Sucpi S.A. închiriază utilaje pentru construcții. Sucpi S.A. asigură servicii de pompare, balast și nisip. Sucpi S.A. realizează toată gama de mobilier din pal și lemn. Sucpi S.A. experiență și tradiție. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris.
s-a redeschis, așa că vino să alimentezi zilnic la stația Rompetrol Mina Interserv. În locațiile noastre de pe strada Râului 399 sau din Bulevardul Dacia numărul 99, indiferent de modalitatea de plată, câștigi premii la alegere și îți oferim garanția calității Rompetrol la cele mai bune prețuri. Rompetrol, ajungi mai departe! Da, am revenit, dragi telespectatori, la emisiunea Discuții Despre. Revenim cu o știre de ultimă oră. Se pare că în operațiunea antiteroristă de la Paris, liderul teroriștilor a fost ucis. Iată. E bine că autoritățile de acolo încearcă să păstreze echilibru și pacea în Franța și își fac datoria, încearcă să-l captureze. A fost ucis în câteva într-un schimb de focuri, încercau să-l captureze. Dar știți că teroriștii ăștia nu se lasă așa ușor prinși. Bun, deci asta e știrea momentului, o știre externă, știrea internă, știrile interne. Una din știrile importante și interne din de astăzi, legea votului prin corespondență a fost declarată constituțională. Legea votului prin corespondență promulgată joi, dacă sunt definitivate toate procedurile. Președintele Klaus Iohannis a declarat, da? Este foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta, zic eu, dar înainte de a merge legea asta, mă rog, am spus-o cu votul prin corespondență, care e destul de, mă rog, necesară și nu știu dacă necesară și nu prea. Eu cred că ar fi fost mai bine ca politicienii ăștia, politrucii ăștia din România să se ocupe de locuri de muncă, de a aduce pe oameni înapoi ca să voteze aici, nu ca să... Că eu cred că dacă i-ar întreba pe oameni ce doriți, dragi români, care au plecat dincolo, doriți să votați prin corespondență sau doriți să veniți aici acasă, unde aveți familie, aveți copii, aveți părinți, aveți bunici, aveți, eu știu ce, soții, soți. Vreți să veniți aici sau să votați, vă trimitem bilețele să... Nu, cred că e relevant. Important e și asta aștept de la, cum spuneam și ieri, de la nou guvern tehnocrat, să respecte Constituția și legile țării, să-și respecte jurământul ăla de la articolul 82 din Constituția României și să încerce să lase chestiile astea politice sau, mă rog, clasa politică în ansamblu. Și pe lângă faptul că noi avem un guvern tehnocrat, e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta, eu mai îmi doresc ceva. Să avem și un parlament tehnocrat. Cred că despre asta e vorba. Cât mai mulți tehnocrați în Parlamentul României. Asta e foarte important. Că de politruci ne-am săturat și dintr-o parte și într-alta, și din stânga și din dreapta, ați văzut și strada. Și e foarte bine că se întâmplă lucrurile astea. Eu sunt întru totul de acord cu ce se întâmplă, dar încă o dată, cred că avem nevoie și de mai mulți tehnocrați și de mai mulți tehnocrați evrați, de profesionalism. Nu cum a zis președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, că tehnocrația distruge democrația. Ei, pentru, eu știu, pentru chestia asta, mă rog, uitați că este și Ginuț aici, pentru că se apropie faza maca-maca, probabil că intuiți cu eu o să-i dau, o să comentez puțin pe subiectul ăsta, pentru că nu mi se pare normal ca al doilea om în stat, respectiv Călin Popescu-Tăriceanu, zis și manechin, zis și inimă zburdalnică, încă o dată, pe Traian Băsescu, de Băse, care, mă rog, și el face niște declarații, încearcă să rămână vorba lui, ca și Neanelu Ion Iliescu, el se din politică cu picioarele înainte, nu le stă bine unor foști președinți de stat. Cred că nu-i decât Emil Constantinescu s-a retras așa. Bine, adevărul e că Emil Constantinescu a și avut unde să se retragă. În mediul universitar, el a fost pus așa, ca un fel de tehnocrat. 96 a fost o surpriză, convenția democrată.
Și acolo tot așa un fel de alianță cu țărăniști, cu liberali, cu pediști, cu nu știu ce, că au fost încă o dată, ăștia au fost, am mai spus, toți, cu toți au fost. Da, și ăsta, domn președinte, cum îi ziceau, Țapu, da? Că și ăsta a avut o proreclă. Emil Constantinescu a fost mai mult pus. Ca și Herr Iohannis. Adică s-a așteptat cineva că s-a făcut un an de curând, da? De când a câștigat alegerile. Pe 16 2014, da? 16 noiembrie. Cam așa a fost și Țapu, cum îi ziceau la vremea, Emil Constantinescu, cu cioc, cu, mă rog, universitar, tehnocrat, nu știu ce, dar omul s-a retras. Dar Neanelul l-au retras într-un final, că văd că l-au cam retras, mai ales Ponta, ca Ponta, dar Mustăciosul Dragnea l-a, mă rog, l-a retras de tot. Iar Băse a ajuns președintele PMP, care se numește MP acum, nu se numește Partidul Mișcarea Populară, se numește simplu Mișcarea Populară. Încă o dată spun, cred că partidul ăsta trebuie să numească TB, de fapt, Traian Băsescu, pentru că în afară de Traian Băsescu, nu știu dacă mai știm pe cineva, Eugen Tomac, vă spune ceva? Exact ca și prim-ministru ce ar fi fost să vină, cum ar veni, la liberali, Cătălin Predoiu, care încă o dată spun, are un nume foarte frumos, dar eu am spus, n-are, aici trebuie să ai un pic de carismă, și despre asta e vorba. E la fel de cunoscut Tomac ca și Predoiu și câți mai sunt din politicieni și parlamentari și pe plan local și pe plan național, de care, mă scuzați, n-au auzit nici dracu, n-au auzit nici ei din colegiile lor, dar ci că au fost votați. Dar asta e o problemă pe care sper să se rezolve în România. Apropo de votul prin corespondență, am înțeles că se poate vota doar la parlamentare, la europarlamentare, la prezidențiale. Au fi vrut să voteze și la referendum, dar nu se face. Iar la locale mi se pare normal să voteze omul că stă acolo, nu? De unde stă? Dacă îți votezi primarul din Craiova, nu o să votezi acum primarul în Timișoara, eu stând în... Mă rog, și aici nu intrăm în detalii, că dacă e să ne uităm și pe legea asta, e un talmeș-valmeș. Apropo de ce a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, tehnocrația distruge democrația. Gina și eu vreau să-i acord astăzi celui de-al doilea om în stat, faza maca-maca, pentru că eu înțeleg că el e om politic. Și ok, ALDE a avut o poziție de apreciat, că a fost contra vântului. Da? Toate partidele, mă rog, tehnocrați au susținut guvernul tehnocrat. Să sperăm că toți sunt tehnocrați și nu impuși așa sau băgați lista lui Cioloș pe sub nas. Nu avem nicio dovadă în sensul ăsta, așa că deocamdată ne uităm la ce se întâmplă. Au făcut și ea destule gafe, apropo de tehnocrați. Dar astăzi faza maca-maca, eu dăm celui de-al doilea om în stat, Călin Popescu Tăriceanu, care declară că tehnocrația distruge democrația. Nu, domnul Tăriceanu. Corupția și politichia și politrucismul ăsta au distrus România atâția ani, nu tehnocrația. Tocmai că tehnocrația a fost dată de foarte multe ori la o parte și poate că a venit momentul să se trezească. Și nu ăștia mulți, ceilalți care, mă rog, sunt tehnocrați sau știu, se pricep la ceva, știți cum să zicem popor? O veni și vremea noastră. O să sta destul și voi. Călin Popescu Tăriceanu, al doilea om în stat, cu astfel de declarații, îmi cer scuze, faza maca-maca, adică nu îmi cer scuze, că o meritați din plin. Tehnocrația distruge democrația, domnul Tăriceanu. Clasa politică a distrus democrația și România de atâția ani. Maca-maca pentru Tăriceanu. Încheiem și ediția din această seară a emisiunii Discuții Despre. Eu sunt Cătălin Ene și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această seară. Vă dau întâlnire și lunea viitoare de la ora 20, tot aici pe TV Oltenia. Vă spun ca de fiecare dată să aveți o seară minunată în continuare și o viață fericită. Rămâneți cu TV Oltenia, urmează ora 21 cu Laurențiu Barbu. Toate cele